Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 21 Soarele răsărise, dar noi ne-am urmat drumul fără să ne oprim. Regele și ducele se arătară în cele din urmă, păreau frânți de oboseală, dar după ce s-au scăldat în râu, s-au mai înviorat. După prânzișor, regele se așeză într-un colț al plutei, își scoase ghetele își sumese nădragii și își vârâ picioarele în apă ca să-i fie mai plăcut. Apoi își aprinse luleaua și se apucă să-și învețe pe din afară rolul din Romeo și Julieta. Când socotică intrase bine în căpățână, începu să repete împreună cu ducele. Ducele trebuie să-l învețe de zeci de ori cum să rostească fie ce tiradă, cum să suspine și cum să-și ducă mâna la inimă. După un timp, se arată mulțumit, dar ținu să adauge. Nu trebuie să ragi ca un bivol când spui, Romeo, trebuie să-l rostești cu blândețe, duios și cu sfârșeală în glas. Uite așa, Romeo, pricepi? Nu uita că Julieta e o copilă dulce și scumpă. Nu poate să zbiere așa ca un măgar. Scoaseră apoi două săbii lungi, pe care ducele le meșterise dintr-o scândură de stejar și începură să repete scena duelului. Ducele zicea că el e Richard al treilea. Era o plăcere să-i vezi, țopăind și învârtindu-se pe plută. Numai că nu trecu mult și regele se poticni și căzu în apă. După aia se așezară să se odihnească și-și povestiră o sumedenie de pățanii care li se întâmplaseră odinioară pe fluviu. După prânz, ducele spuse, Ascultă, capeținule, trebuie să facem din numărul nostru un spectacol clasa 1. De aia cred că ar fi bine să mai pregătim ceva. În tot cazul, ne trebuie ceva pentru bisuri. Ce sale a bisuri? Bill Water. Ducele îl lămuri. Am găsit, spuse el apoi. Am să le dansez în vârtita scoțiană sau rumba marinarilor. Iar mătăluță, hmm, stai A, ah, am găsit. Ai să reciți monologul lui Hamlet. Ce? Cum? Monologul lui Hamlet. Cum, nu-l știi? Chestia a mai celebră din Shakespeare. E sublim, pe onoarea mea că-i sublim. Ridică sala în picioare. Nu-l am în carte, n-am la mine decât un volum dar cred că pot să mi-l amintesc. Am să mă plimb nițel ca să văd dacă pot să-l rechem din beciurile amintirii. Și începu să umble de colo până colo cu o mutră îngândurată, încrețindu-și din când în când fruntea ceva de speriat. Apoi, înălță din sprâncene, își duse mâna la frunte și se clătină gemând nu trecu mult și începu să suspine, ba chiar vărsă o lacrimă. Făcea să-l vezi, zău așa. În cele din urmă își aduse aminte și ne rugă să fim atenți. Luându-și aerul cel mai nobil cu putință, întinse un picior, își desfăcu larg brațele și privi spre cer, cu capul dat pe spate. Începu apoi să scrâșnească din dinți, să se scălămbăie și să aiureze. În tot timpul monologului nu încetă o clipă să zbiere, umflându-și pieptul și fățâindu-se mai abitir ca toți actorii pe care i-am văzut vreodată. Iată monologul, pe care l-am învățat destul de lesne în timp ce îl repeta cu regele. A fi sau a nu fi, ăsta e pumnalul, ce schimbă lunga viață într-o năpastă, căci cine ar duce greul până ce de dun sinane să o apropia pădurea, când teama de cevaul ce vine după moarte ucide somnul fără de prihană. A doua cale a firii minunate, făcându-ne mai bine să azvârlim săgeata prea cruntei noastre soarte, decât să căutăm alta pe care nu o cunoaștem, să ne oprim o clipă la astă meditație. O, de-ai putea pe Duncan să-l trezești, lovindu-l, căci cine ar vrea să îndure al timpului dispreț și ale sale bice, fără de legea tiranului, ocările trufașului, alegilor zăbavă și liniștea ce poate durerea să aline, într-un pustiu de moarte și în miezul nopții, când, în straielei funebre, tot cască cimitirul. Dar nedescoperitul ținut de unde călătorul în veci nu se întoarce, în lume și răspândește miasma și de aceea culoarea hotărârii, mâța din zicală, vegheată e cu grijă, iar norii ce scoboară pe a noastre coperișuri se zăpăcesc și pleacă de andoasele pierzând chiar numele de faptă. Deznodământul ăsta e de dorit fierbinte, dar stai nițel, Ofelia, frumoasă, nu, nu deschidea tale masive fălci de marmur, te du la mănăstire, fetițo, hai, te cară. Bătrânului îi plăcu mult tirada asta și o învăță repede pe de rost. Ai fi zis că se născuse anume pentru ea. Era o plăcere să-l vezi cum se zbuciumă și se foiește, înfierbântat la culme. Când ajungea la ultimele cuvinte, se tăvălea pe jos, nu alta. La prima ocazie, ducele tipări niște afișe. Două, trei zile după aia, Pluta a fost pentru noi un adevărat teatru. Tot timpul aveam duieluri și repetiții, cum spunea ducele. Într-o dimineață, cu mult după ce intrasem în statul Arkansas, am ajuns în apropierea unui târgușor, într-un cot mare al râului. Ne-am oprit cu vreo trei sferturi de milă mai sus de târgușor, la vărsarea unui râuleț, acoperit de chiparoși. Ne-am suit în barcă, toți afară de gim, și ne-am dus să vedem dacă e rost să dăm spectacolul în târgul acela. Nimerisem tocmai bine, în după amiaza aia urma să sosească acolo o trupă de circ și începuseră să vină de prin împrejurimi oameni călări sau în tot felul de căruțe hodorogite. Circul urma să plece mai departe, în aceeași seară, așa că spectacolul nostru pica la țanc. După ce ducele închirie sala judecătoriei, ne-am dus cu toții prin târg să lipim afișele pe care se putea citi. Festival Shakespeare, atracție unică, o singură seară, tragedienii de renume mondial. David Garrick, junior de la teatrul Drury Lane din Londra, și Edmund Keane, senior, de la Teatrul Regal din Haymarket și de la teatrele din Whitechapel, Pudding Lane, Piccadilly, Londra și de la teatrele regale de pe continent, în sublimul lor spectacol shakespearian, scena balconului din Romeo și Julieta. Romeo, domnul Garrick, Julieta, domnul Kin. Asistați de toată trupa costume noi, decoruri noi, aranjamente noi. Ca supliment, pasionantul, senzaționalul, zguduitorul duel din Richard al III-lea. Richard al iii domnul Gheric. Richmond, domnul Kind, Al doilea supliment, la cererea generală, nemuritorul monolog al lui Hamlet, interpretat de ilustrul Kyn. 300 de reprezentații consecutive la Paris, o singură reprezentație astă seară din cauza unor urgente angajamente în Europa. Intrarea 25 cenți, copiii și servitorii 10 cenți. După aia am dat o raită prin târgușor. Mai toate dugenele și casele erau niște dărăpănături cu pereții putrezi de lemn care nu cunoscuseră niciodată zugrăveala. Se înălțau trei-patru picioare deasupra pământului pe un fel de catalige ca să nu intre la apă când se revărsa fluviul. Pe lângă fiecare casă era câte o grădiniță în care nu vedeai însă decât bălării, floarea soarelui, mormane de cenușă, ghete scâlciate, sticle sparte, zdrențe și fel de fel de tinichele. Ulucile erau înșghebate din răzlogi de toate mărimile, Bătuți alandala și a plecați în toate părțile. Porțile atârnau într-o singură balama de piele. Unele din uluci fusese răvăruite cândva, dar ducele zicea că asta trebuie să fi fost pe vremea lui Columb. Prin grădini vedeai porci și oameni care îi fugăreau. Toate dugenele erau înșirate pe o singură uliță. În fața fiecăreia era câte o apărătoare de pânză albă de stâlpul căreia țăranii își priponeau cai. Sub aceste apărători se vedeau lăzi goale pe care își făceau veacul o mulțime de derbedei. Scrijeleau lăzile cu briceagul, mestecau tutun, căscau și se întindeau într-una. Ce mai? O gașcă de puși la male. Mai toți purtau pălării galbene, de pai, mari cât o umbrelă, dar n-aveau pe ei nici haine, nici peptare. Își ziceau unul altuia, Bill, Buck, Hank, Joe sau Andy, și vorbeau cu glas tărăgănat și leneș, înjurând de mama focului. De fiecare stâlp al apărătoarelor era rezemat câte un golan din ăștia, care nu-și scotea mâinile din buzunare decât ca să-și vâre în gură un dumicat de tutun sau ca să se scarpine. Trecând pe lângă ei, n auzeai decât vorbe de acestea. Ardem un chioșc, Hank. Canci, n-am decât unul. Cerei lui Bill. Bill ori îi dădea, ori îl mințea, zicându-i că nu mai are. Multe din haimanalele astea n-au o parachioară și nici măcar o foaie de tutun. Duhănesc pe veresie. Îl auzeai pe câte unul zicând, Jack, fă te coa, cu o foaie. Adineauri am dat lui Ben Thompson, a din urmă care o aveam, Minciun de astea nu se prind decât la un străin, dar cum Jack nu era străin, îi zicea, Îi dăduși o foaie, ai? Asta să-i o spui lui Mutu. Fă bine și dă-mi înapoi tutunul care ți l-am dat, Leif Buckner, și o să-ți împrumut pormă o tonă, două, fără dobândă. Ba, mai de une ți-am dat ceva înapoi. Da, mai ai dat vreo șase foi, te știu eu. Ei împrumut tutun de prăvălie și dai înapoi mahorcă. Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Tutunul de prăvălie se vinde în pătrățele negre presate dar haimanalele astea mestecă mai mult foi crețe de alea care cresc pe câmp. Când împrumută o foaie, nu stau să o taie cu un cuțit, ci și-o vâră între dinți și trag de ea cu amândouă mâinile până se rupe în două. El care a dat tutunul se uită cu jale la ce mai rămas și spune tăios, Ascultă, dă -mi mie mestecușul și oprește-ți tu restul." Toate ulițele târgului erau pline de glod un glod negru ca smoala, în care piciorul se scufunda uneori până la țurloaie. Peste tot umblau razna porcii, grohăind. Câte o scroafă golduroasă se ivea în capul uliței, însoțită de o droaie de godaci, și trecea drept prin mijloc, iar oamenii trebuiau să-i facă loc. Se lungea acolo și dădea să sugă godacilor, închizând ochii de plăcere și mișcând din ochi cu o mutră fericită de parcă ar fi primit leafă pentru treaba asta. Unul din derbedei striga atunci, Șo, pe ea, nu lăsa, leule!" Și atunci scroafa o lua la goană, guițând amarnic, încolțită de un dulău sau doi, cu o haită întreagă de jigodii pe urmele lor. Toți derbedei se ridicau în picioare ca să privească și făceau mare haz, încântați de hărmălaie. Se întorceau apoi la locurile lor și așteptau să se încaere câinii. Nimic nu-i înviora și nu-i fericea mai mult. Poate doar când ungeau cu gaz un câine de pripas și-i dădeau foc, sau când îi atârnau de coadă o tinichea și îl fugăreau până ieșea sufletul să se mai fi bucurat așa. Pe malul fluviului erau niște maghernițe lăsate într-o rână gata, gata să se prevale. Oamenii se mutaseră din ele. Malul fusese mâncat de ape și pe sub temeliile altor case, care acum atârnau în gol, mai locuia totuși câte cineva în ele, dar era primejdie. Uneori se întâmpla să se surpe o bucată de pământ cât o casă. Alteori, vara, se năruia în apă câte o limbă de pământ, lungă de un sfert de milă. Un târgușor ca ăsta trebuie să se tragă mereu în fiindcă apa al macină fără încetare. Mai rămăsese puțin până la amiază, și ulițele gemeau de căruțe și cai care nu mai conteneau să sosească. Familii întregi se ospătau în căruțe cu merindea adusă acasă de la țară. Mulți străgeau la măsea. Am fost de față la vreo trei încăierări. Deodată am auzit pe cineva strigând. Uită-l și pe moș Bogs! Vine de la țară să-și ia porția de băutură, ca în fiecare lună. Ia priviți-l, băieți!" Derbedeii păreau încântați, pe semne că erau obișnuiți să facă haz pe socoteala lui Boggs. Tare aș vrea să știu pe cine o să omoare de data asta," spuse unul din ei. Te-ar fi omorât pe toți ăia de amenință de douăzeci de ani încoace, acum iar merge vestea în toată țara. Altul spuse, Tare aș vrea ca Moș Boggs să mă amenințe și pe mine. Aș ști atunci că n-am să mor nici peste o mie de ani. Boggs se ivi călare, răcnind și chiuind ca o piele roșie. Faceți loc, bă, căs cu cap s-a pusă și am auzit că sicriele or să se scumpească. Era beat și se bălăbănea în șa. Părea trecut de 50 de ani și avea o față roșie ca focul. Toți îl luau în răspăr și se strâmbau la el, iar Boggs le răspundea că le arată el lor că nimeni nu o să scape, dar că acum n-are vreme, fiindcă a venit în târga nume ca să-i zboare creierii colonelului Sherburn. Întâi carnea, pe urmă ciorba. Asta mi-e deviza," spunea el. Văzându-mă, se apropie de mine și-mi zise, De unde vii, băiețaș? Te săturași de viață, ai?" și pornii mai departe. Mi se făcuse inima cât un purice, dar unul mă liniști. Nu te teme, așa e el când se îmbată. E un prostănac bătrân, dar nu găsești în tot Arkansasul suflet mai bun ca al lui. Beat sau treaz, n-ar omorâ nicio muscă. Box se opri înaintea celei mai mari prăvălii din târg și, după ce se aplecă să privească pe sub poalele apărătoarei, începu să strige fă te încoași, Sherburn, te așteaptă omul pe care l-ai jecmănit. Pe tine te caut, câine, și am să-ți vin eu de hack. În vreme ce-i dădea înainte cu gura o cărândul pe Sherburn, în fel și chip, ulița se umpluse de oameni. Îl ascultau și se prăpădeau de râs. În curând ieși din dugheană un bărbat de vreo 55 de ani, țanțoș și sclivisit ca nimeni altul din târg. Mulțimea se dădu înapoi ca să-i facă loc. Iar el mersă liniștit, câțiva pași și spuse: Sunt sătul de toate astea, dar am să rabd până la ora unu, Bagă de seamă până la unu, nici o clipă mai mult. Dacă după aia mai cârtești ceva împotrivă, să știi că pun mâna pe tine, chiar de te-ai duce la capătul pământului. Și zicând acestea, se întoarse în dugheană. Mulțimea încremenise: Nu mai râdea nimeni acum. Bogs, dădu pinteni calului și porni înjurându-l pe Sherburn, cât îl ținea gura. Ajuns la capătul uliței, se întoarse și se opri iar în fața Dugenei, înjurând într-una. Câțiva se îmbulziră în jurul lui și încercară să-l potolească, dar degeaba. Îi arătară că, până la ora 1, mai erau doar vreo 15 minute și îi spuseră că trebuie să plece acasă de îndată, dar își răceau gura de pomană. Boggs îi dădu înainte cu înjurăturile. Apoi își trânti pălăria în glod și trecu peste ea călare. După câteva clipe se ne pusti iar în lungul uliței, cu pletele cărunte fluturând în vânt. Câțiva încercară să se apropie de el și să-l dea jos de pe cal, ca să-l poată închide undeva până și-o veni în fire, dar nu izbutiră. Ajuns la capătul uliței, Bugs se întoarse în goana calului și începu iar să-l facă albie de porci pe Sherburn. Căutați-o pe fică sa!" strigă cineva. Repede! Aduceți-o! Pe ea o mai ascultă din când în când. Numai ea e în stare să-l înduplece." Un om de du fuga să o caute. Cât despre mine, am mai mers câțiva pași în josul uliței și m-am oprit. După vreo cinci-zece minute, Box se ivi iar, dar fără cal. Venea Taman spre mine, clătinându-se pe picioare și în capul gol, adus de doi prieteni care îl țineau fiecare de câte un braț. Nu scotea o vorbă, dar părea tulburat. Acum nu se mai lăsa târât, parcă se grăbea și el. Bogs, se auzi un glas. M-am întors să văd cine îl strigase. Era colonelul Sherburn. Stătea liniștit în mijlocul uliței, ținând în mâna dreaptă un pistol cu țeava îndreptată spre cer. În aceeași clipă am zărit o fată care se apropia în fugă, însoțită de doi inși. Box și cei doi prieteni ai săi se întoarseră să vadă cine strigase. Când văzură pistolul, cei doi se feriră în lături, în timp ce țeava pistolului cobora încet și sigur spre țintă. Dumnezeule, nu trage semilogii Box, ridicându-și mâinile deasupra capului. Dar în aceeași clipă se auzi o detunătură. Era primul glonte. Bogs se clătină, bătând aerul cu brațele. Poc! Pornise al doilea glonte. Bogs se prăbuși pe spate, greoi și țeapăn cu brațele întinse. Fata scoase un țipăt, se repezi spre tatăl ei și îi se aruncă la picioare plângând. Văleu! L-a omorât! L-a omorât! Oamenii se îmbulzeau în jurul lor, îmbrâncindu-se și întinzându-și gâturile, ca să vadă ce se întâmplă, în vreme ce ei din mijloc încercau să-i dea îndărăt, strigându-le, Înapoi, înapoi, are nevoie de aer!" Colonelul Sherburn a zvârlit cât colo pistolul și, răsucindu-se pe călcâie, plecă. Oamenii îl duseră pe Bax într-o dugheană mică, spițeria. Mulțimea se înghesuia la fel ca înainte, părea că tot târgușorul ieșise pe uliță. Cu chiu cu mi-am găsit și eu un locșor în fața galantarului, de unde puteam vedea bine. Îl sără pe podea și îi puseră sub cap o Biblie cât toate zilele. Apoi îi așternură pe piept o altă Biblie, larg deschisă. Prin cămașa ruptă se vedea gaura unui glonte. Box, horcăi de vreo 12 ori, de câte ori trăgea aer în piept, Biblia sălta și cobora la loc când răsufla. Pe urmă rămase nemișcat, murise. Oamenii o traseră de lângă mort pe fată, care plângea și se căina. Să tot fi avut 16 ani, sărmana. Era tare drăgălașă, dar groaznic de palidă și speriată. În curând se strânse acolo tot orășelul. Oamenii se împingeau, se înghionteau și se îmbrânceau, dornici să ajungă la vitrină ca să privească dar cei care ocupaseră locuri în față nu voiau să renunțe la ele. Cei din spatele lor le tot strigau, Ajunge cât ați privit, fraților, nu-i frumos și nu-i drept să stați numai voi acolo, mai lăsați și pe alții, toată lumea are dreptul să privească, nu numai voi. Era o nemai nemaipomenită, așa că am șters-o de teamă să nu se lase cu bătaie. Ulițele erau pline de oameni care mai de care mai înfierbântați. Cei ce fuseseră de față la omor povesteau cum se întâmplase. În jurul fiecăruia dintre ei se strânseseră roată sumedenie de oameni care ascultau, lungindu-și gâturile. Un lungan costeliv, cu chică și cu o căciulă albă, țuguiată dată pe ceafă, însemna pe pământ, cu un toiag, cu mânerul îndoit, locurile unde stătuseră Bugs și Sherburn. Oamenii se țineau după el, urmărindu-i mișcările și dând din cap în semn că pricep. Apoi se aplecau cu mâinile în șold ca să vadă semnele făcute de ăla cu toiagul. Când ajunse în locul unde stătuse Sherburn, lunganul își îndreptă spinarea, îmbățoșându-se, se încruntă și-și trase căciula pe ochi. Box!" strigă el, coborând încet toiagul, apoi cu un poc se clătină, și după încă un poc se prăbuși pe spate. Cei care văzuseră tărășenia ziceau că taman așa se întâmplase. Drept răsplată, câțiva scoaseră niște clondire din buzunar și îl cinstiră. După câtva timp, cineva spuse că Sherburn ar trebui să fie linșat. În câteva clipe toată lumea fu de aceeași părere. Atât le -a fost. Urlând ca niște smintiți, o zbughiră înșfăcând în drum toate frânghiile de rufe pe care le găsire, ca să aibă cu ce să-l spânzure pe Sherburne. Sfârșitul capitolului 21 Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 22 Se ne pustiră spre casa lui Sherburne, zbierând și chiuind ca roșii, gata-gata să calce în picioare pe oricine li s-ar fi ivit în cale. Era ceva de speriat. În fruntea gloatei alergau o droaie de copii, țipând cât îi ținea gura și încercând să se dea la o parte. La ferestre se strânseseră ciorchine capete de femei, în copaci se cățăraseră o sumedenie de băieții negri, iar pe după garduri, în lungul uliței, stăteau și priveau alți flăcăi și fete care o luau la goană și se tupilau când gloata se apropia de ei. Multe femei și fete plângeau și țipau îngrozite. Gloata se strânse buluc în fața casei lui Sherburn, făcând un tărăboi de nu-ți mai puteai auzi nici gândurile. Spargeți gardul, fraților!" strigară câțiva. Apoi se auziră trosnete și pârâituri și gardul se prăbuși. Cei din față se rostogoliră peste el ca un val dând buzna în ograda nu prea încăpătoare. În clipa aceea, Sherburn se ivi în cerdac, ținând în mână o flintă cu țeavă dublă. Rămase acolo, liniștit și semeț, fără să scoată o vorbă. Gălăgia se potoli, iar valul se trase nițel înapoi. Sherburn stătea neclintit și se uita la ei în tăcere. Tăcerea asta te scotea din minți. Sherburn își plimba tacticos privirile peste mulțime și în locul unde și le oprea, oamenii încercau să-l înfrunte, dar se lăsau păgubași numai decât coborându-și pleoapele și privind chiondorâși. Sherburn începu deodată să râdă, dar într-un fel ciudat, neplăcut, care te făcea să scrâșnești, de parcă ai fi mușcat dintr-o pâine plină cu nisip, apoi rosti rar și cu dispreț, va să zică așa, va venit chef să linșați pe careva, să mor de râs, nu alta. Vă închipuiți că aveți destul curaj ca să linșați un bărbat, fiindcă sunteți îndeajuns de viteji ca să vă legați de niște biete muieri părăsite și să le tăvăliți în catran și în fulgi? Credeați că o să vă meargă să vă atingeți și de un bărbat? Hai de! Un bărbat sa dea n-are de ce să se teamă nici de zece mii de al de voi, câtă vreme nu loviți pe la spate și mai e și lumină pe afară. Știu eu ce vă poate pielea. M-am născut și am crescut aici, în sud, și am umblat și prin nord, așa că mă cam pricep la oameni. Mai toți sunt niște fricoși. Ei din nord se lasă călcați în picioare de primul venit și, pormă, se duc acasă și se roagă Domnului să le dea harul răbdării. În sud, un bărbat, unul singur, a oprit ziua în amiaza mare o diligență plină de oameni și a jefuit pe toți. Gazetele vă tot spun că sunteți viteji, nevoie mare, și v-a intrat în cap că sunteți mai breji ca alții, când, de fapt, sunteți toți o apă și un pământ. De ce nu-i spânzură pe ucigași, jurații voștri, fiindcă le teamă ca nu cumva să primească noaptea un glonț în ceafă de la prietenii ucigașilor. Și au dreptate să se teamă. Teaia jurații îi achită întotdeauna pe ucigași. Ei, și într-o noapte se găsește un bărbat care se duce însoțit de vreo sută de fricoși și îl linșează pe netrepnic. Rău ați făcut că n-ați adus cu voi măcar un bărbat. Și în al doilea rând, rău ați făcut că nu v-ați pus măștile și n-ați venit pe întuneric. Ați adus cu voi o jumătate de bărbat pe Bac Harkness. Și dacă nu l-ați fi avut nici pe ăsta, v-ați fi pierdut vremea sporovoind de-a Nu prea aveți chef să veniți în coace, așa -i? Omul de rând nu trage la harță și la primejde, și voi așișderea. Dar când o jumătate de om ca Buck Harkness ăsta se apucă să strige Linșați-l, linșați-l! vi frică să dați înapoi, ca nu cumva să se vadă că sunteți niște lași. Și atunci urlați ca bezmeticii vă atârnați de pulpana neisprăvitului și veniți val vârtej, jurând că o să faceți și o să dregeți. O gloată e tot ce poate fi mai vrednic de plâns, iar armata, cei, tot o gloată, care se luptă nu fiindcă oamenii ei ar fi curajoși din fire, ci fiindcă sunt mulți și fiindcă le e frică de ofițeri. Dar o gloată care n-are niciun bărbat în fruntea ei e și mai vrednică de plâns. Și acum, hai!" luați-vă călcâile la spinare și cărați-vă acasă, târâturilor. Aici, în sud, dacă vrei să linșezi pe cineva, nu se poate decât pe întuneric, cu măști pe obraji și sub comanda unui bărbat. Cărați-vă și luați cu voi și jumătatea de om care va a adus. Încheie el, ridicând amenințător flinta cu degetul pe trăgaci. Oamenii se dădură numai decât înapoi, risipindu-se care încotro. Buck Harkness se tăra în urma tuturor cu o mutră ploată. Cât despre mine, aș fi putut să mai stau, dar n-aveam niciun chef. M-am dus la circ și m-am tot învârtit pe acolo până a trecut paznicul. Și atunci, țuști, m-am strecurat pe sub cort. Aveam la mine piesa de un pol și ceva mărunțiș, dar mă gândeam că nu strică să păstrez banii, fiindcă niciodată nu știi ce ți se poate întâmpla când te afli departe de casă, printre străini, oricât de prevăzător ai fi, tot nu-i destul. Nu zic, face să cheltuiești banii pe circ când n-ai încotro, dar n-are niciun rost să fii mână spartă. Era un circ în toată legea, să-i fi văzut pe artiști. Când au intrat în arenă, n-am pomenit ceva mai frumos. Veneau călări, perechi, perechi, câte un domn și o doamnă, cot la cot. Bărbații, vreo douăzeci la număr, purtând doar izmene și tricouri, călăreau de sculți și fără scări, cu mâinile lipite de coapse. Femeile, frumoase foc, semănau cu niște regine și purtau rochii scumpe, bucșite cu diamante. Cine știe câte milioane de dolari costau rochiile astea? În viața mea n-am văzut ceva mai grozav. Rând pe rând s-au ridicat în picioare pe cai și au început să se învârtă în jurul arenei, înmlădiindu-se cu grație. Bărbații, înalți și zvelți, își aplecau ușor capetele sub pânza cortului, iar femeile, cu rochii de mătase ce li se înfoiau în jurul coapselor, ca petalele trandafirilor, păreau niște umbrele minunate. Alergau din ce în ce mai repede, dansând și ridicând în aer când un picior, când celălalt, în timp ce caii se aplecau tot mai mult, iar maestrul de manej se învârtea mereu în jurul stâlpului din mijlocul arenei, plesnind din biciușcă și strigând. Hai, hai! În spatele lui, clovnul făcea fel de fel de ghidușii, care mai de care mai năstrușnice. Curând, toți călăreții sloboziră hățurile. Femeile își lipiră mâinile de coapse, iar bărbații își încrucișară brațele pe piept să fi văzut ce se mai aplecau caii și așa, unul după altul, intrau în arenă și ieșeau, după ce făceau o plecăciune grozavă în fața spectatorilor care aplaudau în nebuniți de plăcere. Pe arena circului se săvârșeau adevărate minuni. Publicul se tăvălea de râs privind năzdrăvăniile clovnului care n-avea astâmpăr. N-apuca bine maestrul să-i spună o vorbă, că el își și trântea în obraz una din glumele lui fără pereche. Nu puteam pricepe cum naibai treceau prin cap atâtea deodată și cum de le brodea așa de repede și așa de bine. Mie nu mi-ar fi trecut prin cap atâtea glume nici într-un an întreg. După câtva timp, un bețiv încercă să intre în arenă, zicând că vrea și el să călărească, ci că se pricepea de minune. Degeaba încercară să-l oprească, nici nu voia să audă. Reprezentația încetase din pricina lui. Spectatorii începură să-l huiduiască și să-și râdă de el. Scos din fire, bețivanul făcu gălăgie, întărâtându-i și mai mult pe spectatori. Câțiva dintre ei se ridicară de pe bănci și se repeziră spre arenă strigând, dați una, afară cu el!" Vreo două muieri începură să țipe. Atunci, maestrul de manej se simți dator să rostească un mic discurs, zicând că speră că spectacolul nu va mai fi tulburat și că, dacă bețivanul făgăduiește să nu mai facă scandal, o să-i dea voie să încalece, numai să se poată ține pe cal. Publicul în cuvință râzând, iar zurbagiul se sui pe un cal care numai decât începu să sară și să dea din copite, târând după el doi grăjdari ai circului care îi se agățaseră de hățuri, ca să-l oprească. Bețivanul se atârnase de greabănul animalului și, la fiecare săritură, picioarele îi se bălăbăneau în aer. Spectatorii care se ridicaseră de la locurile lor aclamau și râdeau cu lacrimi. În cele din urmă, în ciuda grăjdarilor care tot trăgeau de hățuri, Calul scăpă din strânsoare și porni val vârtej jur împrejurul arenei, cu nătărăul ăla agățat de greabănul lui, bălăbănindu-și până la pământ, când un picior, când celălalt. Publicul să înnebunească, nu alta. Pe mine însă treaba asta nu mă îndemna deloc să râd. Tremuram pentru viața lui. Deodată însă bețivanul se opinti, apucă hățurile și sări în picioare pe spinarea calului. Apoi dădu drumul hățurilor și rămase așa, în vreme ce calul gonea ca turbat. Se ținea drept și cu atâta ușurință, le parcă în viața lui nu pusese rachiu în gură. Fără veste, începu să-și smulgă țoalele de pe el, azvârlindu-le în aer, de se făcu întuneric. Una peste alta le pădă vreo șaptesprezece rânduri de haine. Acum părea zvelt și chipeș, îmbrăcat într-un costum fain și pestriț de-ți lua ochii. După ce-și domoli armăsarul cu pleasna biciului, sări jos, făcu o plecăciune de toată frumusețea și porniți o păind spre vestiar, în vreme ce spectatorii urlau de plăcere și uimire. Să fi văzut ce mutra a făcut maestrul de manej când și-a dat seama că fusese dus de nas și încă de unul din oamenii lui, Șmecherul ăla scornise totul din capul lui, fără să spună nimănui o vorbă. Drept să spun, nu-mi venea nici mie la socoteală că mă prinsesem, dar știu că n-aș fi vrut să fiu în pielea maestrului nici pentru o mie de dolari. Pe legea mea, or fi fiind pe lume circuri mai de soi ca ăsta, dar eu unul nu le-am văzut până acum. Oricum, pentru mine era un circ grozav și, ori de câte ori mi-o mai ieși în cale, s-a asigurat de un client. În aceeași seară am dat și noi o reprezentație. N-a venit multă lume, doar vreo duzină de persoane, cât să-ți scoți cheltuielile. Au râs tot timpul, scoțându-l din sărite pe duce. Nu-i vorbă, spectatorii n-au avut răbdare să stea până la sfârșit și au plecat cu toții, afară de un băiețaș care adormise. Ducele zicea că bădăranii ăștia din Arkansas nu sunt în stare să-l guste pe Shakespeare și că le trebuie cu totul altceva, niște comedioare ieftine, ba poate chiar ceva și mai rău. Știu eu care e genul lor," spuse el. A doua zi de dimineață, ducele, făcu rost de niște coli mari de hârtie de împachetat și de nițică vopsea neagră și mâzgăli câteva afișe pe care le lipi pe zidurile caselor din târg. Pe afișe scria, în sala judecătoriei, numai trei seri, tragedienii de renume mondial, David Garrick Jr. și Edmund Kean Senior, de la teatrele din Londra și de pe continent, în zguduitoarea lor tragedie, Girafa Regelui sau Minunea Regească. 50 de cenți intrarea. În josul afișului stătea scris cu litere uriașe, intrarea femeilor și copiilor interzisă. Dacă nici chestia asta nu i-o aduce în sală, se cheamă că eu nu cunosc Arkansasul, spuse ducele. Sfârșitul capitolului 22 aceasta este o înregistrare cărțiaudio.eu. Toate înregistrările cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 23 Ducele și regele se canoniră toată ziua să înșghebeze o scenă, o cortină și o rampă, adică un șir de lumânări. În schimb, în seara aceea s-a umplu un pluv vârf cât ai bate din palme. Când văzu că nu mai încape nimeni, ducele plecă de la ușa de intrare și trecu prin culise în scenă. Proțopindu-se în fața cortinei, rosti o scurtă cuvântare în care își lăudă Marfa, zicând că tragedie senzațională ca asta nu s-a văzut încă pe lume. După ce trâncănii despre piesă și despre chin senior, care juca rolul îl mai principal, Ducele ridică cortina, taman în clipa când socoti că publicul e ațățat la culme și nu mai poate de nerăbdare. În clipa următoare apăru și regele, târându-se în patru labe, gol pușcă și vopsit din cap până în picioare în toate culorile curcubeului. Și, dar mai bine să lăsăm restul în înfățișării sale, arăta ceva de speriat, dar și grozav de caragios, Oamenii se prăpădeau de râs. Când isprăvi cu uscă băielile și se rostogolia afară din scenă, spectatorii aplaudară și zbierară așa de tare că regele trebuie să se întoarcă și să o ia de la început, nu odată, ci de două ori. Și o vacă s-ar fi tăvălit de râs văzând jumbuș lucrurile tontului ăluia bătrân. În cele din urmă, ducele trase cortina și, după ce se înclină în fața publicului, Spuse că din pricina angajamentelor urgente pentru teatrul Drury Lane din Londra, unde s-au și vândut toate biletele, marea tragedie avea să mai fie jucată doar de două ori în localitate. După ce mai făcu o plecăciune, le spuse că, în caz că a izbutit să-i distreze și să-i învețe câte ceva, le-ar rămâne îndatorat dacă ar binevoi să-și îndemne prietenii să vină și ei la spectacol. Vreo douăzeci de voci zbierară. Ce, s-a și terminat? asta e tot?" Da," răspunse ducele. A urmat o tevatură nemaipomenită. Ne-au tras pe sfoară," urlau spectatorii, scoși din minți. Apoi se ridicară în picioare și se repeziră spre scenă și spre vestiții tragedieni. Dar un găligan chipeș sări de pe o bancă și răcni mai tare ca toți. Fraților, stați nițel!" Vreau să vă spun doar o vorbă." Oamenii se opriră să asculte. așa -i, am fost trași pe sfoară și încă cum, dar n-are rost să ajungem de râsul târgului și să nu ne putem spăla de rușinea asta cât om trăi. Eu zic să plecăm în liniște de aici și să le vorbim și celorlalți despre spectacol, ca să vină și ei. Așa o să fim cu toții în aceeași oală. Nu-i mai cu minte așa? așa e, așa -i. are dreptate judele," strigară ceilalți într-un glas. Atunci așa rămâne. Nu spuneți nimănui că am fost trași pe sfoară. Duceți-vă acasă și sfătuiți pe fiecare să vină să vadă tragedia. A doua zi, tot târgul nu vorbi decât despre frumusețea spectacolului, iar seara sala se umplu din nou până la refuz și publicul înghiți gălușca, la fel ca la prima reprezentație. După spectacol, M-am întors cu regele și cu ducele și am cinat pe plută. Cam pe la miezul nopții, ei doi ne porunciră, mie și lui Jim, să pornim cu pluta la vale și să o ascundem cu vreo două mile mai jos de târg. A treia seară sala se umplu și mai vârtos, de data asta cu oamenii care văzuseră spectacolul în primele două seri, Aflându-mă la intrare, lângă duce, am băgat de seamă că toți cei care intrau aveau buzunarele burdușite sau ascundeau sub haină ceva ce nu mirosea deloc a odicolon, ci mai degrabă a ouă clocite, varză stricată și alte alea. Puteam să jur că în sală intraseră și niște pisici moarte. Le știu eu bine mirosul. Să tot fi fost vreo 64 de bucăți. M-am strecurat în sală, dar n-am putut rămâne mai mult de un minut. Amestecul de duhori era prea tare pentru nasul meu. Când văzu că sala era arhiplină, ducele deduc câțiva gologani unui flăcău, rugându-l să-i țină puțin locul la ușă, apoi porni spre ieșire. Eu după el. Când am ajuns afară, îmi zise pe întuneric, ia-o la picior până ieși din târg și pormă tulește-o la plută, Închipuieți că te fugărește diavolul. Auzi? Am luat-o la fugă, iar el m-a urmat. Am ajuns împreună la plută. În mai puțin de două secunde, pluta a pornit la vale, spre mijlocul râului. Era o noapte întunecoasă și liniștită. Nimeni nu scotea o vorbă. Mă gândeam că nenorocitul ăla de rege are acum de furcă cu publicul. Când colo, peste câteva clipe, îl văzui târându-se afară din wigwam. Ei, cum a mers treaba de data asta, duce?" întrebă el. Nici nu dăduse prin târg pe zevenghiul. Am aprins felinarul abia când am ajuns cu vreo zece mile mai jos de târg. Ne-am așezat să cinăm, iar ducele și regele s-au tăvălit de râs, amintindu-și de festa pe care le-o jucase târgoveților. Ce mocofani, ce tembeli!" spunea ducele. Puteam să jur că prima serie o să-și țină gura ca să-i bage și pe ăilalți la apă și știam că a treia seară au de gând să ne umfle, socotind că le-a venit și lor rândul. Ce n-aș da să le văd mutrele acu că le-a venit rândul? Aș oricât ca să văd și eu ce au să facă. Te pomenești ca o să tragă un chef, că provizii și-au adus destule. În cele trei seri, potlogarii agonisiseră 465 de dolari, în viața mea n-am văzut atât abonet strâns cu japca în felul ăsta. După ce a adormiră și începură să tragă la aghioase, Jim rupse tăcerea. Ascultă, Hak, pe tine nu te miră cum se poartă regii ăștia? Nu mă miră deloc. De ce, Hak? Păi așa le e firea. Cred că toți sunt la fel. Bine, Hak, dar regii ăștia ai noștri sunt niște pramati, zău. Asta zic și eu. Pe câte știu toți regii sunt niște pramati. Zău, n-ai decât să citești despre ei în orice carte de istorie și o să-ți dai seama. Uită-te la Henric al viii al nostru un înger pe lângă ăla. Uită-te și la Carol al II-lea, la Ludovic al XIV-lea, la Ludovic al XV-lea, la Iacob al II-lea, la Eduard al II-lea, la Richard al treilea și la alți 40 de regi și la toate heptarhiile saxone care au făcut atâta tărăboi pe vremuri. Tii, să-l fi văzut pe Henry al viii când era flăcău. Era o grădină de băiat, nu alta. Nu trecea zi fără să-și ia o nevastă și a doua zi poruncea să-i se taie capul, cu nepăsarea cu care ar fi cerut niște jumări. Zicea, aduceți-o pe Nel Gwyn. Eu aduceau, iar a doua zi dimineața spunea: Tăiați-i capul, și îl tăiau. Aduceți-o pe Jane Shore, zicea el, și ea venea: Tăiați-i capul, spunea el a doua zi, și îl tăiau. Chemați-o pe frumoasa Rozamunda, și frumoasa Rozamunda se înfățișa numai decât. A doua zi dimineața, regele striga: Tăiați-i capul. Lesilea pe fiecare din ele să-i spună câte o poveste și nu s-a lăsat până n-a strâns o mie și una de povești din astea, pe care le-a pus pormă într-o carte de zicea judecata de apoi. Drept să-ți spun, mai potrivit nume, nici că se putea. Mă, Jim, tu nu-i cunoști pe regi, dar eu îi știu bine. Babalăcul ăsta al nostru e unul dintre ei mai de treabă regi din toată istoria. Uită-te la Henric ăla, Într-o bună zi, îi se năzărește dumnealui să se încontreze cu țara noastră. Și ce crezi că face? Îi dă cumva de știre ca să-i lase timp să se pregătească? Da, de unde? Hodorong Tronc a zvârle în mare tot ceaiul de pe corăbiile din portul Boston. Îi trage o declarație de independență și își poftește dușmanul să vină dacă îi dă mâna. Așa lucra dumnealui. Nu dădea niciodată răgaz adversarului. Pe Tatsu, Ducele de Wellington începuse să-l cam de ceva. Da, crezi că i-a spus-o sau că i-a cerut socoteală? Da, de unde? L-a înnecat ca pe un pisoi, într-un poloboc cu poșircă. Ce crezi că făcea când careva își uita banii lângă el? Îi șterpelea numai decât. Să zicem că îl plăteai pentru o treabă oareșcare și se întâmpla să nu te ții de capul lui. Făcea totul pe dos. Când deschidea gura, era jale. Dacă nu o închidea repede la loc, minciunile ieșeau buluc una după alta. Vezi ce fel de păduche era Henry ăla? Să fi fost el în locul ăstora a doi, le-ar fi tras târgoveților o păcăleală și mai și. Nu zic că ai noștris niște mielușei, fiindcă, dacă stai să le judeci sprăvile, nu-s deloc niște mielușei, dar pe lângă ăla sunt aur. Ce mai încolo încoace? Regii sunt regi și trebuie să le înghiți câte unele. Toți sunt niște pramati. De, așa au fost crescuți. Ce să le faci? Dar bine, Hac, ăsta pute al dracului. Toți put la fel, Jim. N-ai ce-i face. Istoria nu ne arată cum poate fi schimbat mirosul regilor. Ducele mai merge, oarecum. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Da, un duce e altceva, dar nu-i cine știe ce deosebire. Ăsta al nostru nu-i prea de soi. Când se îmbată, nici cu lupa nu l-ai putea deosebi de un rege. Să știi, Hac, că sătul de ei. Mi s-a urât să-i tot văd. Și mie la fel, Jim, dar cu ăștia doi n-avem încotro. Trebuie să ne amintim că sunt ce sunt și să-i răbdăm. Câteodată aș vrea să aud de o țară care a scăpat de regi. La ce bun să-i spun lui Jim că ăștia nu erau rege și duce să dea. Ar fi fost zadarnic. Și apoi, între noi fie vorba, ăștia nu se deosebeau cu nimic de ei adevărați. M-am dus la culcare și Jim nu m-a sculat când mi-a venit rândul să stau de veche. De la o vreme făcea destul de des treaba asta. Când m-am trezit în zori, ședea acolo cu capul între genunchi și se căina amarnic. M-am făcut că nu bag de seamă. Știam eu cel doare. Se gândea la nevastă și la copii care rămăseseră hăt departe. I se rupea inima de dorul lor. Nu mai fusese niciodată atât de departe de ai lui și sunt sigur că ținea la ei la fel ca oamenii albi. Poate să vi se pară curios, dar eu unul așa socot. I se întâmpla deseori să se văicărească și să ofteze, mai ales noaptea când credea că dorm. Îl auzeam spunând, Sărmana mea, Elizabeth, bietul meu, Johnny, sărăcuții de voi, e tare greu, nu o să vă mai văd poate niciodată, niciodată. Jim ăsta era un negru tare de treabă. Fără să vreau, am adus vorba de nevastă sa și de copii, iar el mi-a răspuns. Mi-e inima așa grea, fiindcă mai adineauri am auzit ceva pe malul ălalt, un zgomot, o izbitură, care mi-a amintit de ziua când m-am purtat așa urât cu Elizabeth. Ea avea doar patru anișori, când a căzut bolnavă de scarlatină. A fost greu bolnavă, dar s-a făcut bine, și într-o zi, când se învârtea prin odaie, i-am zis, închide ușa. Ea a stat pe loc și s-a uitat la mine zâmbind. Atunci am strigat la ea scos din sărite. Ce, n-auzi? Închide ușa! Dar ea nu s-a mișcat și a urmat să zâmbească, iar eu fierbeam. Ți-arăt eu ție, i-am strigat și am dat una în cap. Fetița a căzut lată, iar eu m-am dus în odaia de alături și am stat acolo vreo zece minute când m-am întors, ușa tot deschisă și fetița în mijloc, cu ochii în jos și cu fața scăldată în lacrimi. Plin de ciudă, am pornit spre ea, dar atunci ușa se deschidea din afară. Chiar în clipa aia, vântul a trântit ușa în spatele ei. Trosc! Și, doamne, fetița nu s-a mișcat din loc. Am simțit că mi se sufletul și nu mai știu ce am simțit. M-am tărât afară, tremurând tot. Am ocolit casa și am deschis ușa încet, apoi am vărât capul în ușă, înapoi a fetiței, și am strigat deodată la ea, tare de tot. Dar ea nu s-a clintit din loc. Oh, Hac, am plâns atunci în hohote și am luat-o în brațe și am zis, sărăcuța de ea, Dumnezeu să-l ierte pe bietul Jim, că el nu-și iartă cât o trăi. Da, Hac, fetița era surdă și mută ca o stană de piatră. Iar eu m-am purtat așa urât cu ea. Sfârșitul capitolului 23: Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 24 A doua zi, spre seară, ne-am oprit în mijlocul râului, sub un mic ostrov acoperit de sălcii, de unde se vedea câte un târgușor pe fiecare mal. Regele și ducele se apucară să ticluiască un plan pentru cele două târgușoare. Jim îi spuse ducelui că nădăjduiește că treaba asta nu o să le ia decât câteva ore, fiindcă tare se plictisea și se chinuia când era nevoit să zacă în wigwam, legat cu o funie. Într-adevăr, când îl lăsam singur, Trebuia să-l legăm altminteri dacă ar fi dat cineva peste el, slobot și neînsoțit de nimeni, l-ar fi luat la ochi. Ducele recunoscu și el că nu-i nicio plăcere să stai legat fedeleș toată ziulica și îi făgădui că o să născocească el ceva ca să-l scutească de chinul ăsta. Ducele era tare isteț la minte, așa că născoci de grabă ceva, îl îmbrăcă pe Jim în costumul regelui Lir, un halat lung de stambă, o perucă albă și favoriți din păr de cal. Pormă luă fardul de teatru și vopsi lui Jim obrajii, mâinile, urechile și gâtul, făcându-i albastre vineții, întocmai ca ale unui om înnecat de vreo două zile. De când sunt, n-am văzut ceva mai îngrozitor. Ducele, luă apoi o tăbliță și scrise pe ea. Arap bolnav, dar neprimejdios, dacă i lăsat în pace. Bătu în cuie tăblița într-o șipcă pe care o înfipse în fața wigwamului. Jim era mulțumit. Zicea că e mult mai bine așa decât să stea legat în fiecare zi și să tremure ca varga de câte ori auzea vreun zgomot. I se părea că trec ani până ne întoarcem să-l dezlegăm. Ducele îi spuse să stea liniștit și îl sfătui ca la caz deci bagă cineva nasul pe acolo să iasă din wigwam și să se scălâmbăie puțin, scoțând un urlet două ca o sălbăticiune. Musafirii nepoftiți au să se cărăbănească mai mult ca sigur, lăsându-l în plata domnului. Socoteala era foarte bună. Eu însă cred că un om cu scaunul la cap nici n-ar mai fi așteptat să-l audă urlând. Jim arăta ca un mort, ba chiar mai urât, pe legea mea. Otlogarii ăia aveau de gând să încerce din nou minunea regească, ce le adusese atâtea parale, dar până la urmă se răzgândiră, zicând că ar fi primejdios, deoarece între timp vestea se putea lăți până aici. Nu găsiră însă ceva mai bun, iar ducele spuse că se retrage pentru o oră-două ca să-și frământe creierii doar, doar o găsi ceva potrivit pentru târgușorul de pe malul dinspre Arkansas. Cât despre rege, spuse că se duce în celălalt târgușor fără niciun plan de bătaie, dar încredințat că pronia, mai bine zis diavolul, o să-i arate calea cea mai nimerită. În târgul unde ne oprisem ultima oară, ne cumpărasem cu toții haine noi, Regele și le îmbrăcă pe ale sale și îmi spuse să mă înțelesc și eu. Se înțelege că l-am ascultat. Regele își luase un costum negru și arăta acum fercheș și spălățel. Nu mi închipuiam că haina poate schimba așa de mult un om. Înainte arăta ca un bagabond răpciugos, dar acum, când își scotea pălăria nouă și albă de pâslă și făcea o plecăciune, zâmbind, părea atât de nobil, bun și cucernic, că ai fi jurat că scăpase de-a dreptul din arca lui Noe, sau că moș Leviticus, în carne și oase. Jim curăță barca, iar eu mă așezai la vâsle. Cu vreo trei mile mai sus de târg se zărea un vapor mare care trăsese la mal de vreo două ore, ca să încarce niște marfă. Cu țoalele astea pe mine, îmi spuse regele, ar fi mai bine să se creadă că vin de la St. Louis, sau de la Cincinnati sau dintr-un alt oraș mare. Dumă la vapor, Huckleberry, o să sosim cu el în târg. Nu trebuia să mă roage de două ori ca să merg cu vaporul. Am adus barca la mal cu vreo jumătate de milă mai sus de târg, apoi am luat-o în lungul malului, răpos, prin apalină. Curând am trecut pe lângă un flăcău cu o înfățișare copilăroasă care ședea pe un butuc și își ștergea nădușeala de pe obraj, că era o arșiță de te topei. Alături de el se vedeau doi de sagi cât toate zilele. Oprește aici, în poruncii regele. Încotro mergi, băiete?" îl întrebă el pe flăcău. La vapor, mă duc la Orlins." Suite aici," îi zise regele. Stai nițel, valetul meu o să te ajute să-ți cari sacii." Adolf, du-te și ajută-l pe domnul," adăugă el, întorcându-se spre mine. Și așa am pornit tu trei. Flăcăul nu mai știa cum să ne mulțumească. Zicea că-i al naibii de greu să umbli cu calabalâcul în spate pe o vreme ca asta. Îl întrebă pe rege încotro se duce, iar el îi răspunse că venea de la deal și că se oprise de dimineață în celălalt târg, iar acum se ducea la ferma unui vechi prieten cu câteva mile mai sus. Când v-am văzut, îi spuse flăcăul, m-am gândit. Na, ia cătă-l și pe domnul Wilkes. Era cât pe ce să pice la țanc. Dar, pe urmă, mi-am zis, nu cred să fie el, că dacă ar fi, n-ar merge în susul apei. așa că nu sunteți dumnealui? Numele meu e Blodget, Alexander Blodget, mai bine zis, cu vioșia sa, Alexander Blodget. Căci sunt unul din slujitorii plea ai domnului. Asta nu mă împiedică să-mi pare rău că domnul Wilkes n-a sosit la timp, dar nădăjduiesc că nu pierde nimic prin această întârziere. De pierdut nu pierde nici o avere, pentru că oricum tot o să-i pice lui. N-am eu grijă de asta, dar a pierdut prilejul să-l mai vadă pe fratesul Peter în viață. S-ar putea să nu-i pese, cine știe. Da, frate său ar fi dat orice ca să-l vadă înainte de a-și da duhul. În ultimele trei săptămâni n-a vorbit decât despre asta. Nu-l văzuse din copilărie. Cât despre celălalt frate, William, pe ăla nu l-am văzut niciodată. Ăla e surdomut și n-are mai mult de 30-35 de ani. Singurii din familie care au hălăduit prin locurile astea au fost George și Peter. George era căsătorit, dar și el și nevastă sa și-au dat sufletul anul trecut. Harvey și William sunt singurii care au mai rămas și, cum vă spusei, n-au sosit la vreme. Le-a trimis vorbă careva? Păi, sigur, acu o lună-două când Peter a căzut întâiași dată la pat. Zicea atunci că n-are să se mai scoale. Știți, era cam bătrâior, iar fetele lui George erau prea tinere ca să-i țină tovărășie, afară de Mary Jane, roșcovana. De aia, după moartea lui George și a nevestisii, a rămas cam singur și nu prea mai avea chef de viață. Aceasta este o înregistrare audio.eu. Toate înregistrările audio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Dar tângea să-i vadă pe Harvey și pe William, nu de alta, dar era dintre ei care nu le vine ușor să-și facă testamentul. A lăsat o scrisoare pentru Harvey în care îi spune unde a ascuns banii și cum vrea să-și împartă restul averii ca să nu ducă lipsă de nimic fetele lui George, nu de alta, dar George nu le-a lăsat nici o lețcaie. Altceva în afară de răvașul acela n-a vrut să scrie. Și ce crezi? De ce n-o fi venit Harvey? Unde stă cu casa? Ehei, taman în Anglia, la Sheffield. E pastor acolo. N-a pus niciodată piciorul în țara asta. Înainte n-a prea avut vreme. Și poate că n-o fi primit nici scrisoarea. Ce păcat că n-a mai apucat să-și vadă frații bietul de el, și zici că mergi la Orleans, ba chiar și mai departe. Miercurea viitoare plec cu vaporul la Rio de Janeiro. Am un unchi acolo. E o călătorie cam lungă, dar o să-ți placă. Și mie mi-ar plăcea. Ea spune, Mary Jane, e cea mai mare? Dar alelalte ce vârstă au? Mary Jane are 19 ce ani, Suzana are 15, iar Joana vreo 14. Asta, în parte, pomeni la săraci și are o buză de iepure. Sărăcuțele, singure pe lumea asta haină, putea să le fie și mai rău. Bătrânul Peter avea mulți prieteni și au să aibă ei grijă să nu li se întâmple nimic rău fetelor. E acolo Hobson, preotul baptist, diaconul, Lot Havey, Pormă Ben Racker și Abner Shackleford și Levi Bell, avocatul, Pormă doctorul Robinson și nevestele lor, și văduva Bartley și. Da, o mulțime de prieteni. Da, cu ăștia, Peter era prieten la toartă și pomenea uneori de ei în scrisorile sale. Așa că, Harvey o să știe de unde să-și aleagă prietenii când o să sosească aici. Bătrânul îl tot descusu pe flăcău până când acesta își deșertă întreg sacul. Pe Zevenghiul voia să știe tot ce se întâmplă în târgul ăla a furisit și cei cu familia Wilkes și ce meserie avusese Peter fusese tăbăcar și cu ce se îndeletnicise George ăla fusese dulgher și ce învârtește Harvey ăsta era pastor reformat și câte și mai câte de nu mai sprăvea. În cele din urmă îl întrebă, dar de ce voiai să te duci pe jos până la vapor? Fiindcă e un vapor mare care merge la Orleans, și mi-era teamă că nu o să oprească aici. Vapoarele mari nu opresc când le fluieri. Alea din Cincinnati opresc, dar ăsta e din St. Louis. Ea spune, Peter Wilkes era bogat? Da, da, avea ceva avere. Avea casă și pământ și umblă vorba că ar fi ascuns pe undeva vreo 3-4 mii de dolari bani gheață. Când zici că a murit? N-am zis, da, a murit aseară. Îl îngroapă mâine, de bună seamă. Da, pe la amiază. Mare nenorocire, da. ce să-i faci? Mai devreme sau mai târziu, toți, sfârșim așa. Totul e să fii pregătit. Atunci, mor cu cugetul în păcat. Așa-i, domnule, e el mai bine. Tot așa mi zicea și maică mea. Când am ajuns la vapor, era aproape gata cu încărcarea, așa că, în curând porni, însă fără noi. Plimbarea mea a căzut baltă, fiindcă regele își schimbase gândul. După ce plecă vaporul, regele îmi porunci să văslesc cale de încă o milă până la un loc pustiu. Când am ajuns acolo, sări pe mal și mi zise, Dă fuga înapoi și adum l pe duce, adum și geamantanele alea noi. Dacă s-a dus cumva pe malul celălalt, du-te acolo și adul l încoace. Spune-i să lase totul, orice ar fi, hai, mișcă-te. Am priceput eu ce punea la cale, dar n-am scos o vorbă, firește. După ce m-am întors cu ducele, am ascuns barca, iar ei s-au așezat pe un buștean și regele i-a povestit de fir tot ce-i spusese flăcăul ăla, fără să uite nici un cuvințel. Se silea tot timpul să vorbească la fel ca un englez, sadea și zău că pentru un mocofan ca el nu era rău deloc. N-aș fi în stare să limit și nici nu încerc, dar zău era destul de bine. Ce ai zice să fii tu ăla surdomut, Bilgewater?" îl întrebă el deodată. Las pe mine," zise ducele și îi mărturisi că jucase cândva pe scenă rolul unui surdomut. Așteptară apoi să se ivească un vapor. Pe la vreo cinci după amiază trecură prin fața noastră două vaporașe, dar nu păreau să vină de departe. În cele din urmă se ivi un vapor mare și-i făcură semn. O barcă veni să ne ia, și ne suirem la bord. Vaporul venea tocmai de la Cincinnati și când capitanul află că mergem doar vreo 4-5 mile, începu să facă spume la gură și să ne înjure, amenințându-ne că nu o să ne debarce, dar regele nu-și pierdu cumpătul. Dacă unor gentlemeni le de mâna să plătească câte un dolar de fie ce milă ca să fie primiți pe vapor și duși cu barca la mal, socot că și vaporul își poate îngădui să-i ducă. Îi de pe vapor se muiară, auzind cuvintele astea. Când am ajuns în dreptul târgului, ne-au trimis cu barca la mal. Vreo douăzeci de oameni se adunaseră acolo, văzând că se apropie barca. Domnilor, îi întrebă regele, poate cineva dintre domniile voastre să-mi spună unde locuiește Peter Wilkes? Oamenii se uitară unul la altul și dădură din cap, părând să spună, ce ți-am zis eu, Apoi unul din ei rosti cu blândețe și mâhnire în glas. Îmi pare rău, domnule, dar nu vă putem spune decât unde a locuit până aseară. Într-o clipită, pe zevenghiul se prăbuși peste omul ăla, proptindu-și părbia de umărul lui și bolborosi printre lacrimi. Vai, bietul nostru, frate, s-a dus și n-a mai apucat să-l vedem. O, oh, ce soartă vitregă! Apoi se întoarse, sclifosindu-se și făcându-i tot felul de semne prostești ducelui, care vă jur că a scăpat un geamantan din mână și a izbucnit și el în plâns. N-am mai văzut în viața mea asemenea pramatii. Oamenii se strânseră în jurul lor și încercară să-i ogoiască, spunându-le o mulțime de drăgălășenii. Apoi le cărară în spinare diamantanele la deal, cei doi hoțomani se sprijineau de ei și plângeau de mama focului, iar oamenii îi povesteau regelui despre ultimele clipe ale lui frate său. Regele mai muțării în fața ducelui această poveste, dând din mâini ca un bezmetic, iar după aceea amândoi se jeliră și îl plânseră pe răposatul tăbăcar de parcă i-ar fi pierdut pe cei 12 apostoli. Negru să mă fac dacă am mai pomenit așa ceva, îți venea să roșești pentru tot neamul omenesc. Sfârșitul capitolului 24 Aventurile lui Huckleberry Finn de Mark Twain Capitolul 25 În două minute, vestea de duocol târgului. Din toate părțile, vedeai alergând oamenii, unii trăgându-și din mers cămașa pe ei. În curând ne-am pomenit în mijlocul unei mulțimi care tropăia ca un regiment în marș. Vedeai la ferestre și în pragul caselor puzderie de oameni, și nu trecea un minut fără să auzi pe câte unul spunând peste gard. Ei să fie! Sigur că si, răspundea cineva din mulțime. Când am ajuns în fața casei, ulița gemea de lume. Cele trei fete stăteau în prag. Mary Jane, era într-adevăr roșcovană, dar cu toate astea era frumoasă foc. De bucurie că îi sosiseră unchii, ochii și obrajii îi străluceau ca soarele. Regele își desfăcu larg brațele, iar Mary Jane îi se agăță de gât în vreme ce fata cu buza de iepure sărea în brațele ducelui. A fost ceva ca basme. Mai toți cei de față, în orice caz toate muierile, plângeau de bucurie, văzându-i în sfârșit la oaltă și cuprinși de o asemenea fericire. Deodată am băgat de seamă că regele îl împunge cu cotul pe duce și și rotește privirile prin încăpere. Zărind coșciugul așezat într-un colț, pe două scaune, pornire amândoi într-acolo, ținându-se pe după umeri cu o mână și ducându-și-o pe cealaltă streașină la ochi. Mergeau încet, cu pași apăsați, iar oamenii se dădeau înapoi ca să le facă loc și încremeneau fără să scoată o vorbă. Ici colo se auzea câte un st. -t. Bărbații își scoaseră pălăriile și rămaseră cu capetele plecate într-o tăcere de plină. Când ajunseră lângă sicriu, cei doi se aplecară și priviră puțin, apoi izbucniră într-un hohot de plâns pe care puteai să-l auzi tocmai de la Orlins. După aceea se luară de gât și, proptindu-și fiecare bărbia în umărul celuilalt, bociră așa vreo 3-4 minute. În viața mea n-am văzut oameni să verse atâta apă pe ochi. Plângeau și ceilalți, făcând în odaie o igrasie nemaipomenită iar când cei doi trecură de o parte și de cealaltă a coșciugului și în genunchiară acolo, rezemându-și frunțile de capul lui și bolborosind fiecare câte o rugăciune, toată lumea începu să plângă cu sughițuri, topindu-se de atâta jale. Plângeau și bietele fete, iar mai toate muierile veneau la ele și, fără să scoată o vorbă, le sărutau solemn pe frunte. Apoi, punându-le mâna pe creștet, își înălțau spre cer ochii și roind de lacrimi și se depărtau suspinând și smiorcăind, ca să le facă praf pe celelalte. Ți se întorceau mațele pe dos când le vedeai. În cele din urmă, regele se ridică, înaintă câțiva pași și, scremându-se nițel, îi trase un discurs plin de lacrimi și aiureli, zicând că ce încercare grea e pentru el și pentru sărmanul lui frate pierderea răposatului, pe care n-au mai apucat să-l vadă în viață după o călătorie așa de lungă de patru mii de mile. Dar binecuvântatele noastre lacrimi de compătimire, urmă el, ne alină și ne sfințesc durerea. Le mai spuse că el și frate-su le mulțumesc din inimă, fiindcă din gură n-ar fi în stare vorbele fiind prea palide și prea reci ca să dea glas acestei recunoștințe și tot felul de nerozii de astea de ți se făcea și silă să le asculți. La urmă, bolborosi un prea cucernic, amin, și iar se porni pe plâns, deci venea să crezi că o să se prăpădească de atâta durere. Abia apucase să-și închidă pliscul că unul din mulțime trase o cântare pe care o îngânară cu toții în cor, te încălzea să-i auzi și te simțeai ca la biserică, în toiul slujbei. Mare lucru și muzica asta, după toate dulcegăriile și lăturile alea grețoase, zău că împrospăta aerul și suna frumos și cinstit. Dar regele început din nou să dea din fălci, zicând că el și nepoatele sale s-ar bucura nespus dacă cei mai apropiați prieteni ai familiei ar binevoi să rămâie la cină cu ei, ca să privegheze împreună rămășițele pământești ale răposatului. A, dacă bietul meu frate din Coșciug ar putea vorbi, ar ști pe cine să numească, fiindcă numele astea îi erau dragi și le pomenea ades în scrisorile sale. Și zicând acestea, pomeni pe pastorul Hobson, pe diaconul Lot Havey, pe Ben Racker, pe Abner Sheckleford, pe Levi Bell, pe doctorul Robinson și pe nevestele lor, precum și pe văduva Bartley. Sfinția sa, pastorul Hobson și doctorul Robinson se aflau împreună tocmai în celălalt capăt al târgușorului, la vânătoare, adică telea doctorul trimitea un bolnav pe lumea ailaltă, iar popa îi dădea o mână de ajutor. Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Avocatul Bell era plecat în Louisville după nu știu ce dar averi, dar toți ceilalți erau de față, așa că veniră și strânseră regelui mâna mulțumindu-i și stând o leacă de vorbă cu el. Apoi îi strânse și duce lui mâna, însă în tăcere, zâmbindu-i și dând din cap ca niște smintiți, în vreme ce el le făcea tot felul de semne cu mâinile, gângurind într-una ca un prunc care încă nu poate vorbi. Cât despre rege, îi dădea înainte cu gura, întreba de fiecare om și de fiecare câine din târg, spunându-le pe nume și amintind de tot felul de istorii petrecute cândva în localitate, în familia lui George sau în cea a lui Peter, fără să uite, bineînțeles, să spună că toate astea i le scrisese chiar răposatul. Mințea cu nerușinare, fiindcă aflase toate istoriile astea de la zevzecul ăla pe care îl dusesem cu barca până la vapor. Apoi Mary Jane aduse testamentul lăsat de unchiusul iar regele îl citi cu glas tare, aghezmuindu-l cu lacrimi. Răposatul lăsa fetelor casa și 3.000 de dolari de aur, tăbăcăria, care aducea un venit bunicel, o dădea lui Harvey și William, împreună cu alte case și pământuri, în valoare de aproape 7.000 de dolari, bașca 3.000 de dolari de aur. Scrisoarea mai arăta că cei 6.000 de dolari erau ascunși în pivniță, cei doi potlogari spuseră că se duc să aducă banii ca să facă împărțiala în văzul tuturor, iar mie împorunciră să vin după ei cu o lumânare. Când am ajuns în pivniță, am închis bine ușa după noi. Dibuind sacul, ei doi îl deșertară pe podea. Ți era mai mare dragul să vezi atâția galbeni. Tii, cei mai străluceau ochii regelui, bătându-l pe umăr pe duce, îi spuse – zică că nu-i grozav, pe legea mea, Bilge, e mai abitir ca minunea regească." Ducele, în cuvință, își vârâră amândoi mâinile în grămada de galbeni care începură să le curgă printre degete și să cadă zornăind pe podea. Ce să mai vorbim?" zise regele. E taman ce ne trebuia, mie și ție, Bilge, să fim frații unui mare bogătaș mort și moștenitorii lui din străinătățuri." Vezi ce înseamnă să te încrezi în pronie? E el mai bun mijloc, zău. Le-am încercat pe toate, așa că știu. Alții s-ar fi mulțumit să pună mâna pe o comoară ca asta și să o ia pe încredere. Dar ei nu. Zor nevoie să numere banii, se apucară așadar să-i numere, dar ce să vezi, lipseau 415 dolari. Să-l ia dracu, zise regele, Mă întreb ce-o fi făcut cu oi 415 dolari. Se necăjiră nițel din pricina asta și scotociră peste tot, dar degeaba. Până la urmă, ducele spuse. Ei, săracu, era cam bolnav. Se vede că o fi greșit socoteala. Asta trebuie să fie. Mai bine să lăsăm lucrurile așa cum sunt și să nu suflăm o vorbă despre asta. Avem destul. Ne dăm mâna să ne lipsim de câteva sutare." Sigur că ne dăm mâna. Nu la bani mă gândesc. E vorba de socoteală. Aici trebuie să lucrăm pe față cinstit. Pricepi? O să cărăm bănetul sus și o să numărăm în fața tuturor, ca să nu bată la ochi. Dar dacă mortul zice că sunt șase mii de dolari, n-ar trebui să... Ascultă, uite e vorba ducele, ce-ar fi să acoperim deficitul? Și a început să scoată galbeni din buzunar. Ai avut o idee grozavă, duce. Halal de tine, ce deștept ești. Al dracului să fiu, dacă nu ne scapă tot, minunea, zise regele și începu să scoată și el bani și să-i strângă în fâșicuri. Și cum goliră buzunarele, dar împliniră suma de șase mii de dolari. Ascultă, zise ducele, mai am o idee. Mergem sus și numărăm banii, pe urmă îi luăm și îi dăm pe toți fetelor. Bravo! -s! Vin să te pup, duce. E ceva colosal. Ai o devlă deșteaptă cum nu se mai află. E o lovitură de maestru, pe onoarea mea. N-are niciun cusur. Dacă cumva mai au vreo bănuială în privința noastră, chestia asta o să-i curarisească. Când ne-am întors sus, toată lumea se strânse în jurul mesei iar regele numără banii și așeză pe masă în fișicuri de câte 300 de dolari, la un loc, 20 de fișicuri de toată frumusețea. Oamenii se uitau cu jind la ele, lingându-și buzele. Pe urmă, regele puse banii la loc în sac și începu să se umfle în pene, pasămite, ca să mai țină o cuvântare. Dragii mei prieteni," începu el, bietul meu frate, care zace acolo, s-a gândit cu filotimie la cei pe care îi lasă după sine în această vale a plângerii. El nu le-a uitat pe aceste sărmane mioare pe care le-a iubit și le-a crescut sub acoperământul lui și care acum au rămas orfane de tată și de mamă. Da, da, iar noi, care l-am cunoscut, știm că ar fi fost și mai mărinimos cu ele, dacă nu i-ar fi fost teamă să nu ne jignească pe mine și pe scumpul său William. Oare nu i așa? Eu unul nu mă îndoiesc deloc ca așa a gândit el. Dar ce fel de frați ar fi cei care s-ar pune împotriva gândurilor sale în asemenea clipe? Și ce fel de unchi ar fi ei care, într-o astfel de împrejurare, ar jefui? Da, ăsta e cuvântul. Aceste mioare la care el ținea așa de mult. Pe cât îl cunosc pe William și cred că îl cunosc foarte bine, el, el. Stați nițel să-l întreb. Și zicând acestea, se întoarse spre duce și început să-i facă tot felul de semne cu mâna. Ducele se uită o clipă la el, cu o mutră negioabă și năucă, apoi, deodată, păru că înțelege despre ce era vorba și îl strânse la piept de vreo 15 ori, gângurind de bucurie. Eram sigur," zise regele, smulgându-se din îmbrățișarea lui. Cred că ați înțeles cu toții cei în sufletul lui. Hei, Mary Jane, Suzana și Joanna, luați-vă banii, luați-i pe toți. Vi dăruiește cel care zace acolo, rece, dar fericit. Mary Jane îi sări de gât, iar Susanna și fata cu buza de iepure îl îmbrățișară pe duce. De când sunt, n-am văzut asemenea pupături și îmbrățișări. Toți cei de față se înghesuiră cu lacrimi în ochi, în jurul pungașilor și începură să le strângă mâinile, mai mai să le smulgă din umeri. A, ce suflete nobile!" ziceau toți. Ce frumos! Ce minunat!" În curând se apucară iar să vorbească despre răposatul, că ce bun era, că ce pierdere grea e pentru ei și așa mai departe. Nu trecu mult și un vlășgan cu niște fălci de fier își croi drum în încăpere și rămase locului, ascultându-i și privindu-i fără să scoată o vorbă. Nimeni nu-i dădu nicio atenție, pentru că toată lumea îl asculta pe rege, care se afla tocmai în mijlocul unei tirade. Erau prietenii ei mai buni ai răposatului, de-aia sunt poftiți aici astă seară, dar mâine vrem să vină toată lumea că el ținea la toți și avea respect pentru fiecare și de aia se cuvine ca orgia funebră să fie obștească. Și dă și dă pe chestia asta că tare mai plăcea să se audă vorbind. Din când în când pomenea de orgia funebră, până ce ducele își pierdu răbdarea și îi scrise pe o bucățică de hârtie. Ceremonia dobitocule. Împături hârtiuța și o întinse peste capetele oamenilor, fără să se oprească din gângurit. Regele citi bilețelul îl vârâ în buzunar și spuse, Bietul William, chiar zdrobit de durere, inima lui tot bună rămâne. Mă roagă să invit toată lumea la ceremonia funebră, vrea ca nimeni să nu lipsească. Dar n-avea de ce să se teamă, tocmai asta voiam și eu să spun. și de dădu înainte cu gura, ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic, strecurând pe aici, pe colo, câte o orgie funebră, la fel ca până atunci, și după ce o pomeni de vreo trei ori, spuse, zic orgie, nu fiindcă e cuvântul obișnuit, tocmai că nu e, ceremonie e cuvântul obișnuit, ci pentru că orgie e cuvântul cel mai potrivit. În Anglia nu se mai spune ceremonie funebră, cuvântul s-a demodat. Noi, englezii, zicem acum orgie. E un cuvânt mai bun, fiindcă arată mai limpede despre ce e vorba. Cuvântul ăsta vine de la grecescul orgo, care înseamnă afară, deschis, peste hotare și din ebraicul gis, a ascunde, a acoperi, va să zică a înmormânta. Așa că, vedeți, orgie funebră înseamnă o înmormântare deschisă tuturor sau obștească. N-avea pereche potlogarul ăsta, dar deodată vlășganul cu fălci de fier îi râse în nas spre uimirea întregii adunări. Ce e asta, doctore?" strigară câțiva, iar Abner Shackleford spuse. ce cu tine, Robinson? N-ai auzit vestea? Dumnealui e Harvey Wilkes." Regele rânji și îi întinse laba. Dumneata ești doctorul și prietenul drag al bietului meu, frate? Eu?" Nu pune mâna pe mine," se burzului doctorul, și zi, Vorbești ca un englez, ai? În viața mea n-am pomenit mai muțăreală, mai grosolană. Dumneata fratele lui Peter Wilkes, ești un potlogar. Asta ești. Să fi văzut ce mutră au făcut toți, se strânseră buluc în jurul doctorului și încercară să-l potolească, zicându-i că Harvey le dovedise în fel și chip că era Harvey, că știa numele fiecăruia dintre ei, ba chiar și pe al câinilor. Și el rugară din tot sufletul să nu jignească simțămintele lui Harvey și ale bietelor fete. Dar degeaba, doctorul îi dădea înainte cu ale lui zicând că cineva care se dă drept englez și nu e în stare să vorbească englezește ca lumea e un șarlatan și un mincinos. Sărmanele fete plângeau, agățate de gâtul regelui. Deodată, doctorul se întoarse spre ele. Am fost prietenul tatălui vostru și sunt prietenul vostru. Ca prieten sincer, care vrea să vă ocrotească și să vă ferească de rele și nenorociri, vă sfătuiesc să-i întoarceți spatele ticălosului ăstuia și să nu mai aveți nimic de a face cu el, cu haimanaua asta analfabetă, cu nătărăul ăsta care cică știe greaca și ebraica. E limpede ca lumina zilei că nu-i decât un șarlatan, care ne-a venit aici cu o grămadă de nume și povești adunate de nu știu unde și pe care voi le luați drept dovezi, lăsându-vă amăgite cu ajutorul acestor prieteni neghiobi care s-ar cuveni să aibă mai multă minte. Mary Jane Wilkes, mă știi că -ți sunt prieten și că n-am niciun interes să te mint. Ascultă-mă, dă la afară pe ticălosul ăsta, te rog din suflet. Mary Jane își îndreptă trupul frumoasă mai era. Iată răspunsul meu, zise ea, ridicând sacul cu bani și punându-l în mâinile regelui. Iată rog acești șase mii de dolari și fă cu ei ce vei crede de cuvință pentru mine și surorile mele. Și nu ne da nici o adeverință. Apoi își petrecu brațul pe după mijlocul regelui, iar Suzana și fata cu buza de iepure îl apucară de mijloc de partea ailaltă. Toată lumea aplaudă și bătu din picioare, de-ai fi că-i furtună. Iar regele înălță capul cu un zâmbet plin de trufie. Treaba voastră, spuse doctorul, nu-mi pasă, dar vă atrag atenția că o să vină o vreme când până și amintirea acestei zile o să vă întoarcă pe dos. Și plecă. Prea bine, doctore, spuse regele, bat jocoritor. În ziua aceea o să trimitem după dumneata. Râseră cu toții. Spunându-i că i-a zis o bine. Sfârșitul capitolului 25.